În centrul comunei Homorod, din județul Brașov, în inima Transilvaniei, o școală veche de 100 de ani a primit o nouă șansă cu ajutorul asociației Bookland. Toată lumea a pus mână de la mână pentru acest proiect, voluntari, profesori și autorități locale. Iar acum copiii au un mediu potrivit pentru a primi educația adecvată. Copiilor din comunitățile rurale nu ar trebui să le fie tăiate aripile din cauza condițiilor în care învață. Printr-un proiect al asociației Bookland, școlile defavorizate din satele României devin locuri în care elevii merg cu plăcere să învețe, iar copiii răsplătesc efortul adulților cu zâmbete sincere. Așa s-a întâmplat la școala din Homorod. Cum avem toate clasele renovate și au început să vină colegi noi și plus de asta... Poate o să fim mai ordonați unii între noi. E foarte frumos, plus că acum va fi și renovat și parcul, e mai bine. Înainte când era betonul, când cădeam ne juleam, acum te lovești și atât, nu mai te julești. Și e foarte frumos, îmi place. Într-un decor nou, modern, orele au devenit mai interesante pentru cei mici. Profesorii spun că și prezența a crescut. Elevii sunt încântați că au bănci și dulapuri noi, precum și tablă modernă și videoproiector performant. Și cancelaria profesorilor a fost renovată. Ne-am înnoit în cancelarie cu această masă, scaunele care sunt foarte comode și aceste dulăpioare unde ne putem depozita materialul didactic. Pe holurile școlii nimic nu mai arată ca înainte. Aici am s-a zugrăvit, s-a făcut soclu și s-a schimbat gresia. S-au modificat scările care erau vechi din lemn uzate, iar acum sunt noi și frumoase. Primăria comunei s-a implicat în proiect. Gazonul, iluminatul artificial, împrejmuirea terenului, au fost sarcini îndeplinite de autoritățile locale. În școala noastră, astăzi găsiți totul renovat, începând de la betoane, de la parchet, table, băncuțe. După cum bine se vede, avem și un teren de sport modern. Asociația Bookland a reușit să aducă schimbarea și în acest colț din inima Transilvaniei și promite că nu se oprește aici. Prima TV și Asociația Bookland te invită să te alături campaniei Crede în Bine, împreună construim oameni și să donezi 2 euro pentru normalitatea în educație. Trimite un SMS cu cuvântul construim la 8845 pentru ca demersul asociației să continue și pentru ca tot mai mulți elevi din mediul rural să aibă șansa la o educație normală.